Suceava este sub cod portocaliu de caniculă, motiv pentru care autoritățile locale au dispus unele măsuri pentru protecția populației. Pentru moment nu au fost dispuse restricții de circulație rutieră pentru autovehicule de tonaj mare. În paralel cu recomandările pentru populație, primarul Sucevei Ion Lungu a arătat că pentru a se proteja de efectele nedorite ale caniculei se impun și o serie de interdicții. Am amenajat 6 puncte de prim ajutor, respectiv în parcul central în zona Făișorului, piața centrală, piața Georgenescu, piața Cuzavodă, piața Angro și complexul comercial Bazar. Aici avem asigurat asistență medicală de specialitate, deci avem asistență de la angajați primării municipiului Suceava, medicamentația ferită riscului de tensiune arterială, apă potabilă. Sigur că suntem într-o stare de alertă cu serviciul în situații de urgență. Câteva recomandări pentru cetățeni, în primul rând interzicții de folosirea focului deschis în această perioadă cu temperaturi foarte ridicate. Și mulțumim Dumnezeu, deocamdată nu se pune cazul la Suceava, nu avem restricții la consumul de apă potabilă. Avem apă rece, zic eu, cât trebuie, și apă caldă, mulțumim Dumnezeu. Stăm în stare de alertă cu serviciul de situații de urgență, în măsura în care mai apar probleme să putem interveni. Totodată, primarul Lungu a precizat că angajații primăriei care lucrează în condiții speciale vor fi protejați conform legislației. Acolo nu este cazul, la domeniul public mai dăm apă cei care lucrează în condiții deosebite. Codul portocaliu emis de Administrația Națională de Meteorologie se referă la ziua de miercuri 2 septembrie, însă autoritățile vor rămâne în alertă, deoarece temperaturile vor rămâne destul de ridicate și în următoarele zile.